După instalare, să vedem ce funcții știe să îndeplinească Smart Defrag. Pentru început, voi intra în opțiuni și voi schimba limba interfeței în română. Unor utilizatori le va fi mai ușor astfel. Dacă tot suntem în opțiuni, putem seta dacă fereastra aceasta pe care o vedeți în momentul apăsării butonului de închidere să fie trimisă în sistem 3, adică în bara aceasta de jos. Lăsăm bifată această opțiune. Putem să pornim automat la pornirea Windows-ului această aplicație, bifând căsuța de aici. Putem lăsa aplicația să își caute singură actualizări. De asemenea, avem acces și la pornirea sau dezactivarea tehnologiei Smart Silent. Nu știu exact la ce se referă. Este probabil ceva specific celor de la Yobit. Se poate opri defragmentarea dacă aveți un laptop și rulează de pe baterie. Fișierele mari se pot exclude. De asemenea, dimensiunea fișierelor poate fi schimbată prin mutarea acestui buton glisant. Funcțiile pentru care a fost construit, și anume defragmentarea, poate fi realizată în trei feluri. Defragmentare acum, autodefragmentare sau defragmentare programată. Defragmentarea acum înseamnă că pot defragmenta o partiție în momentul acesta, pur și simplu bifând o căsuță din dreptul ei, apăs butonul de start și aplicația analizează partiția, generează un timp estimat, 5 minute, în cazul meu o să opresc. De asemenea, puteți defragmenta și celelalte partiții în același mod. Autodefragmentarea înseamnă practic o defragmentare permanentă a partiților hard diskului în momentul în care calculatorul este mai puțin utilizat. Această funcție o activați bifând această căsuță, activează autodefrag, la mine e activată și perioadele de pauză pot fi setate prin mutarea acestor două butoane. În primul caz, pauza autodefrag când resursele sunt folosite peste 20%, pot schimba în 30% sau 40%, adică dacă aveți altă aplicație ce necesită peste 20% din resurse, defragmentarea aceasta automată se va opri, de fapt va intra în pauză și va continua imediat ce resursele sunt eliberate, sau poate porni doar când sistemul nu este folosit pentru un anumit interval de timp, 5 minute, 3, puteți schimba această valoare. Defragmentarea programată, pur și simplu selectați partițiile pe care doriți să le defragmentați și tipul. De exemplu, puteți seta defragmentare și optimizare sau optimizare profundă. Și puteți seta de asemenea și intervale la care să ruleze această defragmentare, săptămânal, lunar, ora la care să pornească. De exemplu, dacă alegeți săptămânal, la fiecare săptămână sau la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni, ziua în care doriți să aibă loc defragmentarea programată. Posibilitățile sunt nelimitate. Vă mulțumesc pentru atenție, îi mulțumesc de asemenea și domnului Nelu pentru că mi-a recomandat acum ceva vreme să prezint această aplicație. Pe data viitoare!